Numărul pacienților infectați cu coronavirus la nivelul județului Dâmbovița crește, dar, din fericire, crește și numărul celor vindecați. De la Spitalul de Boli Infecțioase Târcoviște, alți 5 pacienți au învins lupta cu boala și revin acasă în comuna Corbii Mari. În continuare, atenția autorităților județene se îndreaptă spre orașul Răcari, unde au fost confirmate 3 persoane bolnave de coronavirus, iar astăzi vor fi testate altele aproape 70 la Căminul de Bătrâni din localitate. Cu poveste pozitivă, să-i spunem așa, astăzi vor fi externați numai puțin de 5 pacienți, ale căror rezultate au venit negative, și în sensul că sunt vindecați din secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. Încă o dată, dați-mi voie să mulțumesc personalului medical de la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, tuturor persoanelor, atât fizice cât și juridice, care au sprijinit activitatea Spitalului Județean de Urgență. Deci, situația astăzi, 15 aprilie, avem încă 9 pacienți pozitivi la Spitalul Județean de Urgență, secția Târgoviște. Avem 6 suspecți. Avem o persoană care era în categoria suspecților, suspect de infectare, al cărui rezultat a venit azi de dimineață negativ. Și avem acești 5 pacienți care vor fi externați în cursul zilei de astăzi, din primul lot, toți sunt de la Corbii Mari. Vreau să vă spun sincer că am avut ieri și alaltă ieri puține emoții legate de faptul că se prefigura un focar în zona localității Bucșani, Racovița. Din fericire pentru noi, avem doar 2 pacienți din zona respectivă pozitivi. Suspecții au fost toți testați și declarați negativi. Astăzi avem, să spunem, un nou focar localizat în zona orașului Răcari. Așa cum știți, avem 3 persoane identificate ca fiind pozitive. Problema de fond acolo este că una din persoanele respective lucrează ca îngrijitoare la centrul medico-social de acolo. În cursul zilei de astăzi vor fi testați atât pacienții cât și personalul aflat în tură. Sperăm să nu avem probleme deosebite. Asta în ceea ce privește, să spunem, situația pacienților și situația, să spunem, modul în care Spitalul Județean de Urgență face lucrurile pe acest segment de activitate.